Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din orașul Urlaț, județul Prahova, a fost resfințită astăzi de preasfințitul părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal. Ierarhul a sfințit și oraclă în care au fost așezate fragmente din moaștele sfântului mucenic Efrem cel Nou și ale sfântului ierarh Luca al Crimeei. Aceasta va rămâne permanent în lăcașul de cult. Bucuria comunității a fost sporită prin participarea la Sfânta Liturghie Arhierească. În cadrul slujbei, preasfințitul părinte Paisie Sinaitul a rostit un cuvânt de învățătură în care a vorbit despre legătura dintre iubirea față de Dumnezeu și cea față de aproapele. Învățătorule, ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică? Fiind un învățător al legii, acesta trebuia să cunoască răspunsul. De aceea Hristos nu îi răspunde direct, ci îi răspunde tot printr-o întrebare și spune ce este scris în lege, cum citești. Însă vedem că nu este de ajuns să cunoști răspunsul în abstract. Iubirea lui Dumnezeu și iubirea față de aproapele sunt două porunci inseparabile. Iisus, vedem că își aduce interlocutorul de pe planul acesta teoretic al cunoașterii, pe planul practic al iubirii prin faptele noastre, prin acțiuni. Păzirea poruncii de a-L iubi pe Dumnezeu, de fapt, se verifică, se probează, tocmai prin păzirea în concret a poruncii iubirii față de aproapele nostru. La finalul slujbei, ierarhul i-a acordat părintelui paroh Petronii Tănase, din partea preafericitului părinte patriarh Daniel, Ordinul Sfinții Martiri Brâncoveni. Același ordin pentru mireni a fost oferit și primarului orașului, Marian Măchițescu. Putem spune că astăzi este un moment istoric pentru că fiecare slujitor care a pășit în această biserică și-a lăsat amprenta mai mult sau mai puțin. Vă mulțumim pentru slujire, binecuvântare și felicităm pe toți care au contribuit cu mult sau puțin la împlinirea acestui eveniment istoric, resfințirea bisericii. Suntem încredințați aici din dreapta binecuvântarea preafericirii sale. Să slujim Domnului și oamenilor. Și vom face mai departe ceea ce avem de făcut. Nu s-a încheiat tot. Am reușit să facem acoperișul bisericii, am reușit să facem exteriorul bisericii, să înfrumusețăm la interior. Mai avem în arhivă icoane vechi semnate de Tătărăscu, care vor fi restaurate, proiectul continuă și mai avem de făcut câte ceva. Poate ne ajută Dumnezeu să facem o clobodniță, așa cum se cuvine, și toate câte mai vor mai fi de făcut. Lăcașul de cult l-a primit ocrotitor cu ocazia resfințirii și pe sfântul ierarh Luca al Crimeei.